de dimineață, te ajută să scapi de greață și îți crește mor. Bună dimineața, oameni buni! Am revenit în direct cu o emisiune pe Știri din Neamț și Mesagerul din Neamț. O emisiune care are loc în prea frumoasa zi de joi, 23 septembrie. Și vă spun de pe acum că am doi invitați de marcă în emisiune. Cel pe care îl văd pe ecran a dat ochii peste cap, în care am spus că este un invitat de marcă, dar nu-i nimica. Noi ne-am obișnuit joia să stăm de vorbă cu domnul dr. Liviu Harbuz și să și glumim. Bună dimineața! Bună dimineața! Sacralitatea a consacrat această emisiune Cafeaua de dimineață. Am înțeles, să trăiți! Nemaste! Da. Domnul Liviu Harbuz, este joi, a apărut Mesagerul de Neamț și, ca de obicei, o să vă rog 30 de secunde să-mi permiteți să dau câteva titluri. Pledoarie consistentă pentru strada Ștefan cel Mare, obiectiv turistic, un interviu care merită citit cu unul dintre arhitecții de marcă ai județului și ai Moldovei, Iulian Diaconescu, care face o pledoarie profesională pentru această idee. Avem un scandal pe apartamente ANL la Târgu Neamț, apartamente care au fost date oamenilor de prin 2009 și cel puțin 11 dintre ele, că nu sunt foarte multe, n-au fost niciodată ocupate de către cei care le-au primit, semn că acolo a fost ceva ce acum începe să pută mai urât decât atunci. Editorialul nostru, coloana cu opinii, atât s-a putut. Multe alte titluri, dar m-aș opri, așa e frumos, Gura Lumii. Avem un funcționar de primărie, spune Gura Lumii, care semnează pe bază de card de combustibil. Întrebarea zilei în lumea politică nu se referă la Congresul PNL, că acolo toată lumea știe cam ce se va întâmpla, ci pe cine va trimite Ionel Arsene la Pentru Patrie, partidul lansat de domnul Dragnea prin intermediul mâinii sale drepte sau stângi, nu știm, domnul Codrin Ștefănescu. Acestea fiind zise, v-am spus despre Mesagerul ce aveam de spus, să revenim la domnul doctor. Bună dimineața încă o dată, domnul doctor. Bună dimineața, bine v-am găsit sau v-am regăsit. Domnul doctor, iată că ce vorbeam acum o săptămână, acum două săptămâni, acum trei săptămâni, acum un an și ceva la această emisiune. Adică suntem un fel de mama Omida. De Omida, dar nu ne ascultă. Adică noi vorbim. Cine ne ia în seamă, nu mai știm, dar Omida. Important este că, iată ce spuneam, se cam îndeplinește. Crește din nou numărul de oameni aflați în ATI, vedeți că nu mai spun infectați cu coronavirus, aflați în ATI, crește numărul de decedați, orașe intră din nou în restricții, comunități întregi intră în restricții. În dimineața asta am primit o informare că în județul Neamț avem deja în școli 30 și ceva de clase, 31 de clase care fac cursuri online, asta era ieri, astăzi probabil ne apropiem de 50, peste 800 de copii, 52 de copii infectați și personal didactic 13. În paralel, observăm la o reacție a statului român care mie mi se pare extrem de palidă, timidă, pe de o parte, pe de altă parte, extrem de violentă atunci când apar niște hotărâri de guvern, sau cum să le spunem, care nu țin cont chiar de propriile hotărâri. Cum vedeți dumneavoastră situația în acest moment? Eu cred că, în primul rând, noi fiecare în parte ar trebui să fim foarte responsabili și să ne gândim că e vorba de viața noastră, de sănătatea noastră, asta până se gândește și guvernul și autoritatea publică locală. Cred că ar trebui să ne gândim mereu că întotdeauna prevenția, profilaxia
a fost mult mai facilă, mai eficientă și mai ieftină decât combaterea, adică combaterea pandemiei în acest caz. Cred că ar trebui să ne gândim serios cei care nu s-au vaccinat să se vaccineze. Cred că urmărind ceea ce se întâmplă în ultimele zile, ne dăm seama că cu orice am face acum, din nou este prea târziu, pentru că odată pornită această evoluție a pandemiei, părerea mea că ea nu poate fi stopată. Mă refer aici din punct de vedere epidemiologic. Uitați-vă că infectările, dincolo de faptul că au crescut chiar alarmant, adică peste 7.000 au fost ieri, în 21 septembrie, avem și 130 de decese ieri, 21 decembrie. Dincolo de toate acestea, nu reușim să înțelegem că sunt măsuri, chiar dacă sunt nepopulare, ele trebuie aplicate. Mă uitam azi dimineață la Timișoara, deja sunt măsuri foarte dure. Primarul se împotrivește acestor măsuri, măsuri care vin din partea guvernului, desigur, pentru că guvernul este responsabil. Asta este motivul pentru care avem curând, dar foarte repede, nevoie de un guvern care să guverneze țara, fără să mai avem situații în care ministrul sănătății refuză să participe la o ședință de guvern, ceea ce este contra naturii, fără să mai avem, văd acum că au început denunțurile. Cine a cumpărat vaccinuri? Câți bani? 123 de milioane de euro cheltuiți pe un vaccin care la momentul respectiv era neomologat. Dar erau cheltuiți? Eu n-am mai înțeles exact cum stau lucrurile. Au fost cheltuiți o parte din bani, acum se ocupă DNA-ul să vadă pe ce și cum au fost cheltuiți banii, pe oportunitate, pe legalitate. Dar ce vreau să vă spun este că nu așa demonstrează un politician că este responsabil atunci când el, de fapt, se autodenunță. Pentru că vorbim aici de fostul ministru al sănătății, care reclamă această achiziție de vaccinuri, dar culmea dânsul este semnatarul acestui contract de achiziție de vaccinuri. Bun, în același timp avem o media care mai mult sau mai puțin, în funcție de interese, pentru că să nu uităm, totul este la nivel mondial condus de Big Pharma, dezinformează, de foarte multe ori avem o groază de fake news-uri. Oamenii sunt afectați atât economic, social, avem chiar, aș putea spune, și probleme în ceea ce înseamnă domeniul politic, pentru că ne aflăm într-o criză politică, o criză politică artificială, după părerea mea. Cred că se exacerbează această competiție din Partidul Liberal, dar probabil că de sâmbătă încolo, sper, ne vom așeza și vom guverna țara așa cum ar trebui guvernată, confruntată cu foarte multe crize, cu criza pandemică, epidemiologică, cu criza energiei, cu criza creșterilor de prețuri și mai ales când vorbim de alimente. Nu ne încălzește cu nimic că toate aceste fenomene se derulează în momentul de față în întreaga Europa, în întreaga lume. Repet, că fiecare, și mă gândesc aici și la țară și la noi ca cetățeni, trebuie să aibă grijă de propria ogradă, pentru că altfel, așa cum vedem peste tot, există o absență totală a solidarității. Pe nimeni nu mai interesează de nimeni, toată lumea este interesată cum să rupă gâtul vecinului, să-i fure capra. Nu se gândesc că cei care, noi toți, cetățenii, am trecut totuși prin valul 1, 2 și 3. Am uitat că trebuie să ne spălăm pe mâini, am uitat elementele fundamentale, dezinfecție, spălată mâini, purtarea măștii. Adică luăm în derâdere un fenomen care se petrece și se petrece cu o amploare
pe care, așa cum spuneați, noi în această emisiune am prevăzut-o, dar nu ne-a ajutat și n-a ajutat pe nimeni. Pentru că oamenii în continuare neagă existența virusului, invocă tot felul de scenarii, scenarite mondiale. Probabil că undeva există un sâmbure de adevăr. Probabil că undeva Big Pharma își face jocurile. Dar noi nu trebuie să ne gândim ce jocuri se fac, noi ar trebui să ne gândim cum ne jucăm noi propria viață și cum încercăm să evităm o contaminare. Dacă nu vom înțelege asta, credeți-vă, niciun guvern, niciun președinte, nicio comisie europeană, nimeni nu ne va putea ajuta. Mai grav este că avem foarte mulți copii, că a scăzut vârsta de infectare, avem deja copii în ATI, ceea ce este foarte grav. Deci, trebuie până la urmă să înțelegem că dacă nu ne salvăm noi, nu o să ne salveze nimeni. Deci, gândindu-mă la emisiunea de astăzi, m-am uitat ieri și alaltă ieri la emisiunile de pe posturile naționale de televiziune să văd mesajul guvernanților pentru populație. Ce am putut să văd în zilele acestea? Că primul ministru spune de fostul ministru al sănătății că a cumpărat acest vaccin. Fostul ministru al sănătății, foștii ministri ai sănătății, că-s doi, da? De fapt era unul singur, nu mai contează, era unul în doi, tot se poartă acum, că nu mai știe exact care e ce și cum. Și amândoi spun, domnule, noi nu avem nicio treabă cu chestia asta, cu vaccinurile. Noi, ministrii sănătății, noi n-am avut nicio treabă. Primul ministru e cel care a făcut. Dar nu era prim-ministru. Era ministru de finanțe, adică el le-a dat banii, ca să zic. Aici vorbim despre, vedeți, vă spuneam mai devreme, despre oportunitate și legalitate. Corect. Așa. După aceea, întrebat direct domnul prim-ministru, domnule, cum e cu ministrul de finanțe? Cum e, domnule, cu astea, cu energia, cu măsurile protective față de populație? A, zice, domnule, nu e corect, zice, să intervenim noi prea tare. Și vom căuta niște măsuri. Când le căutați? După aceea, domnule, a căzut cel mai mare asigurator, a intrat în faliment. Și lumea se întreabă pe bună dreptate, ca să fii la nivelul acela pe piața asigurărilor, trebuie să fii auditat o dată, de două ori, de trei ori, de 5 ori, de 50.000 de ori. Trebuie să faci dovada că ai bani în cont, că poți face față. Ministrul de Finanțe întreba, domne, ce părere aveți de noi? Zice, noi, zice, nu putem să sprijinim acum pe toți ăia care s-au asigurat la City Insurance sau cum se cheamă el. Păi eu sunt de acord, nu putem să-i ajutăm, dar am putut să lăsăm să funcționeze într-un sistem, ci că foarte bine controlat, o firmă de genul ăsta, și pot continua exemplul la nesfârșit. Opriți-vă cu un sistem foarte bine controlat. Nu există. Am zis, se spune foarte bine. Se spune foarte bine. Și este foarte bine controlat, vă spune că, am uitat cum îl cheamă cel de la Sibiu, Carabulea. Nu mai știu de la Sibiu cum îi spune. Deci, dar oricum se potrivește, să știți. E cu Cara, știți? E Cara. E o diferență mare. Adică primarul orașului Piatra Neamț nu poate fi comparat cu Carabulea de la Sibiu, care... Dar nu, nu, era pur și... chiar și o bancă. A, deci a avut și bancă. Da. Noi nu avem o bancă, noi suntem datori la bănci, deci nu putem face nicio legătură între primarul municipiului și cel de la... Vă invit pe o bancă. Dacă le mai prindem și pe alea. Da, deci, pornind de la această imagine văzută în emisiuni, ajungem la ideea, este în aceste momente țara asta guvernată? Bun, aici cu City Insurance vorbim de o companie privată de asigurări. Ceea ce s-a întâmplat cu această companie, credeți-vă, se întâmplă în toate țările, nu numai la noi. Intervenția statului este într-adevăr limitată, pentru că statul nu poate interveni în astfel de companii private,
Desigur, există o procedură de auditare pe care ați invocat-o și care este obligatorie. Nu sunt foarte bine informat, nu știu dacă a avut loc acolo un audit sau nu a avut loc un audit, dar credeți-mă, astfel de companii dau faliment și după auditare foarte precisă. În Statele Unite, odată pe lună, o astfel de companie dă faliment. Niciodată statul nu vine să despăgubească clienții acestor companii. Asta e o regulă internațională și e o procedură. Dar dumneavoastră ați amestecat puțin lucrurile. Special le-am amestecat. Atunci când vorbim despre... Se cheamă cocktail guvernamental. Nu, se cheamă cocktail sociopolitic. Și politicul nu intră la guvernare. Corect. Vorbeați de prețuri la energie. Noi am avut o înțelegere. Am semnat niște tratate în urmă cu mulți ani. Era premier chiar domnul Cioloș. Ulterior, doamna Dăncilă a consfințit aceste semnături și aceste tratate pe care astăzi guvernul este obligat să le implementeze. Și aici vorbim despre liberalizarea pieței de energie. Liberalizarea așa, la nivel de cuvinte, că în realitate nu avem o piață liberă de energie în România. Ba da, avem chiar mai mult de atât. Avem și zone de cartel în România în care... Asta, zone de cartel, sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu avem o piață liberă. Nu avem o piață liberă, da, e foarte adevărat. Una este energia, alta este situația cu care se confruntă acum firma de asigurări pe care ați pomenit-o și criza generată de falimentul acestei... Nu ar fi prima. Duceți-vă aminte, Dumnezeu să-l ierte, Adamescu, nu mai știu cum se chema firma lui de asigurări, care la fel a dat faliment și a produs, desigur, pagube, ca de obicei. De altfel, toate pagubele, trebuie să înțelegem, le plătim tot noi. Oamenii vorbesc, cetățenii, domnule, a cheltuit de la stat. Nu, de la stat înseamnă banii. Bugetul României este constituit din taxe și impozite, bani pe care îi dăm tot. Și împrumuturi pe care îl plătim tot noi. Bine, de împrumuturi nu mai vorbim, mai ales în ultima perioadă. Deci tot banii noștri. Vorbim despre banii statului ca și cum ei ar veni, bine, și din împrumuturi, cum ați spus, dar ca și cum ei ar veni din cer. Nu. Orice afectare majoră a bugetului de stat o vom resimți, iar apropo că spuneați să subvenționăm energia, eu sunt pentru plafonare, nu pentru subvenționare. Eu n-am spus să subvenționăm. Eu am spus să plătim mai puțin consumatorul, utilizatorul. De fapt, ce înseamnă subvenționare? Înseamnă statul acoperă o diferență de bani din costuri. Noi îi plătim cetățenii până la un nivel, peste care vine și subvenționează statul cu ce? Tot cu banii noștri. Adică vorbim despre profitul mare pe care îl fac aceste companii, mare parte din ele multinaționale. Așa s-a obișnuit, așa se întâmplă. De altfel, noi vorbeam aici în emisiune despre ponderea companiilor, marilor companii internaționale în administrarea întregii planete și vorbeam despre substituirea politicienilor cu aceste companii multinaționale care, până la urmă, decid și conduc lumea. Eu sunt curios dacă am face acum, am dat cu o perie aspră pe CV-ul guvernanților noștri, câți dintre ei au lucrat în zona marilor companii? Păi, teoretic asta dă bine la CV, știți? Știu, păi da, că ești promovat. Pentru că corporatiștii sunt foarte mândri de poziția lor și i-am văzut foarte activ și social și politic. Asta este. Dacă noi ne-am dorit asta, dacă am intrat în acest joc, va trebui să jucăm așa cum ne cântă marile corporații. Pentru că nici nu avem de ales. Nu suntem o țară, nu avem o forță politică și nu avem încă bărbați politici care să schimbe aceste lucruri. Cred că de aici ar trebui să plecăm, de la
căutarea bărbaților politici. Ei, mâine se va stabili care e mai bărbat și atunci ne vom pune la treabă și consider că sper să avem o guvernare eficientă și să ne concentrăm pe provocările cu care se confruntă guvernarea, România și în primul rând cetățenii. Pentru că lucrurile arată cam mov. Mă rog, eu am alte culori la cum arată lucrurile, știți, da. Mov maroniu n-am prea văzut. Da. Deci, da. Ieri mergeam cu mașina spre după amiază și o știre, deci prima știre pe radiouri. Și acum o știre de ultimă oră, începând de, cred că de marți, nu mai știu cât va fi marți, 28 probabil sau ceva, se dă liber la rapel, doza a doua de rapel, mă rog. Zice, gata, cine vrea se duce și face rapelul, condiția să aibă 6 luni de la vechiul rapel. Stăteam și mă întrebam, a ieșit cineva să pregătească lucrul ăsta? Să le spună oamenilor, măi oameni buni, uite de ce vă propunem noi să faceți a treia doză? Și cum, la ce timp trebuie să fii, să spună cineva, domne, fă un test înainte să vezi câți anticorpi ai. Trebuie să faci testul, nu trebuie să faci testul. Te duci, faci apelul, întrebi un medic. Adică, hodorong tronc, gata, de marți puteți merge. Păi înscrieți pe, mă rog, pe site-ul ăla, dar puteți merge și așa. Adică, vi se pare normală chestia asta? Acum, nu știu, noi vorbim despre a treia doză de vaccin, deci rapelul la rapel, a treia vaccinare respectiv, vorbim de aproape 4 luni de zile. Este o discuție internațională, am văzut că și OMS-ul a recomandat. Depinde la ce nivel de informare doriți să ajungeți. Dar eu vă întreb, pentru vaccinare este lumea informată? Pentru vaccin, chiar prima vaccinare, prima doză, a fost lumea pregătită? Am avut destule informații? Iată că România se află pe penultimul loc la nivelul de vaccinare în întreaga Europa. Adică după noi mai este Bulgaria. Cred că nu lipsa de informație. Eu cred că, până la urmă, această rezistență artificială nejustificată din punct de vedere științific la vaccinare și mai ales pregnantă în județul Neamț, pentru că Neamțul stă foarte prost la vaccinare, nu cred că informarea este problema. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să se informeze și să decidă dacă e bine sau nu este bine să se vaccineze. Putea să fie prezentată 3 ore pe zi, puteau fi prezentate informații referitoare la a treia doză de vaccin. Credeți-mă, rezistența celor care nu doresc să se vaccineze ar fi fost aceeași sau poate mai crescută. Am înțeles. Deci începeți să deveniți mai pesimist decât mine. Da, sunt pesimist și așa cum am recunoscut off the record, la începutul emisiunii, sunt chiar ușor în depresie când văd ce se întâmplă și când văd că oamenii chiar nu vor să se implice. Adică oamenii, în momentul în care invoci lipsa de responsabilitate a autorităților, ar trebui să preiei responsabilitatea pe umerii tăi, fiecare individual, și să evaluăm, să decidem ce am vrea să facem cu viața noastră, cu sănătatea noastră. Și nu numai. Și în situația economică în care ne aflăm. Adică, cred că în sfârșit am ajuns, sau nici asta nu sunt sigur, că am ajuns cu cuțitul la os, încât să înțelegem că fără implicarea fiecăruia nu se va rezolva nimic. Absolut nimic. Pentru că, eu vă dau un exemplu, vaccinarea la chivet, ați auzit, am auzit acest procedeu, nu ține nici de guvernare, nu ține nici de oculta mondială, ține de fiecare dintre noi, de modul în care înțelege fiecare să-și
respecte obligațiile față de societate și să-și cunoască foarte bine drepturile într-o societate. Deci, că tot spuneați de vaccinarea la ghiuvetă, dau eu aici un fel de, hai să-i spunem, început de știre. Într-o zonă a județului, foarte importantă, sunt și că ar fi mai multe cazuri de persoane care au ajuns în spital, în ATI, și care au recunoscut că, de fapt, toată chestia asta, că mergeau cu certificat de vaccinare, de fapt, el nu ar fi adevărat. Ei n-au făcut doza de vaccin, ci doar au primit certificatul. Dacă nu era mai simplu să nu se vaccineze? Cred că da. Știți-vă că în toate statisticile, noi avem niște cifre false, pentru că acele cifre sunt colectate și de acolo apare statistica. Statistica înseamnă formule care ne dau starea de fapt în sănătate. Normal că nu vom reuși niciodată dacă umblăm cu aruncată vaccinul activetă cu certificate false, vom degenera absolut toate realitățile cu care ne confruntăm în pandemie. Eu vă propun să ieșim un pic din starea asta pe care o avem amândoi, privind realitățile din jur, să vorbim și despre un lucru frumos. La Piatra Neamț începe astăzi târgul de carte Libris, un târg de carte care își consolidează, ca să spunem așa, poziția pe segmentul acesta de manifestări. Un târg de carte care are de toate în el și aproape ca în fiecare an are și invitați de marcă. Unul dintre invitați este domnul profesor Alexandru Mironov. Și cu voia dumneavoastră și cu participarea dumneavoastră o să încercăm să luăm legătura cu domnia sa. Sunt onorat să fiu în aceeași emisiune cu domnul profesor, eu fiind un admirator încă din copilăria domnului profesor. Deci suntem mai mulți, ca să spunem așa. Să sperăm că îl prind. Cât a mai rămas. Să sperăm că reușim să-l prindem pe domnul profesor. El spunea că este în trafic, dar va opri, va trage pe dreapta și va discuta câteva minute cu noi, pentru că iubește Piatra Neamț și iubește târgul de carte de la Piatra Neamț și iubește oameni din Piatra Neamț care au făcut posibile venirile domniei sale aici. O să încerc să iau legătura cu dânsul și să vedem dacă reușim. Ar fi foarte interesant și foarte benefic pentru noi. Ieșim din această stare. Da. Intrăm într-o stare de euforie chiar. Da. Alo? Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Valentin Bălănescu, Mesagerul de Neamț. Suntem la emisiunea numită Cafeaua de dimineață, împreună cu domnul doctor Liviu Harbuz, dacă numele... Da, sigur. Toată stima și salutări tuturor și domnului Harbuz. Bună ziua, domnule profesor! Sunt onorat să fiu în aceeași emisiune cu dumneavoastră. La fel, domnule. Domnul profesor, știm că mâine veți ajunge la Piatra Neamț. Și este o plăcere pentru noi să vă avem în această emisiune. Aș începe dialogul scurt cu dumneavoastră, pornind de la o postare pe care ați avut-o pe 9 septembrie pe contul personal de Facebook. Ne vedem la Piatra Neamț pentru a lansa cel mai nou număr al revistei Știință și Tehnică, mai multe romane SF și, evident, să vorbim despre ziua de dincolo de mâine. Mi se pare că în trei rânduri ați sintetizat cam aproape tot ceea ce aveați de spus despre această vizită. Totuși, eu v-aș ruga să pornim discuția de la un lucru. Există foarte mulți oameni care sunt cititori de SF. Cititorul de SF, cel adevărat, cel care se uită la firme SF, cel care consumă SF, este mai pregătit să facă față provocărilor vremurilor acestora? Mă refer aici la ce doriți dumneavoastră, de la pandemie până la revoluția aceasta pe care nu puteam noi să ne-o imaginăm în ultima perioadă.
nu putea să-și imagineze intelectual obișnuit crescut la ceea ce la noi s-ar putea numi, de fapt, școala secolului al XIX-lea. Pentru că noi toți cei trecuți prin școala vreme, școala românească foarte bună, cu clasa intelectuală foarte bună, suntem cu cultura greacă în spate și cu această școală cu a secolului XIX cu care suntem îmbibați. Dar nu poți să te uiți numai la istorie. Pentru că istoria a fost, s-a dus și iar prezentul nici nu poate fi luat în seamă. Secunda asta e trecătoare. Dar ziua de dincolo de mâine la care trebuie să faci să te uiți înseamnă că în mintea noastră se strâng diverse date care coroborează între ele și arată niște poteci pe care să circulăm, pe care să ne ducem. Uneori atrași suntem de influencer, de cei care au capacitatea să învețe, dar cel mai adesea ne facem socotele cam cum trebuie să fim. Eu trebuie să vă spun așa, România și partea asta a lumii a rămas puțin în urmă în partea a doua a secolului 20, când s-au întâmplat în cultura lumii trei fenomene importante și demne de luat în seamă. Aceste trei fenomene sunt așa. Isaac Asimov scrie cele trei volume ale ciclului Fundația și îți explică că în toată galaxia vom merge liber, se joacă. El preia, de fapt, istoria Imperiului Roman după Gibbons și o traduce într-o bătălie galactică în care pune însă un savant pe Harry Seldon, care spune de fiecare dată când sunt probleme, apăsați pe buton și eu apar de undeva din neant și vă spun cum va fi. Seria Asimov, dar mai ales ciclul de roboți, pe care inginerii planetei l-au luat în seamă, la ora actuală se construiesc roboți după și care trebuie să respecte legile robotice. Deci acesta e primul fenomen. Al doilea fenomen este Carl Sagan. Carl Sagan este un mare savant recunoscut de toată lumea, coboară din turnul lui de filde și e primul dintre mari savanți care face asta și spune așa către populația planetei. Toată lumea poate înțelege totul. Trebuie să găsim doar tonul potrivit, cuvintele potrivite și orice trece prin cele mai bune minți ale Pământului poate să ajungă la tot felul, la absolut toată populația planetei. El face serialul celebru Cosmos și scrie câteva cărți care la fel zguduie lumea și intră în cultura lumii. Iar cel de-al treilea este fenomenul Star Trek, care la fiecare episod care apărea avea 1 miliard de telespectatori. Astea trei fenomene au schimbat cultura, partea asta a culturii în secolul al XX-lea, și noi le-am preluat puțin mai târziu. Aici am meritul meu, scuzați lipsa de modestie, că am pocnit din bici și am spart geamurile ca să intre la toată lumea. Da. Iar de ce se întâmplă la noastră? Vreau să spuneți că într-o fază am spus totul. Pentru că trăiți, nici nu vă dați seama, într-un oraș profund cultural. Piatra Neamț este chiar un oraș respectabil din toate punctele de vedere. Poate că nu știu cei mai mulți dintre tineri cât de puternici ați fost la matematică în timp. Dacă vă spun de pildă că unul dintre nemțeni, tătarul, a fost un fel de șef de secție matematică pe la NASA, așa cum ai la multe universități și mulți alții de la noastră, că liceul ăla din mijlocul orașului e o minune, ca și multe altele, că aveți profesori care își bat capul ca să facă un observator astronomic în podul liceului. Ce minune e asta? Unde credeți că multe părți se întâmplă? De aceea vă spun că vin totdeauna cu plăcere acolo, că m-am gândit că se potrivește revista la care robotesc cu ce faceți noastră. Faptul că acolo sunt mulți cititori de iubitori de literatură, de film, de. Și un cenaclu foarte puternic, prietenul Dan Popescu, mi-e prieten din la copilărie, și jurnalist foarte puternic, cum e prietena Viorel. Care este cu noi în platou, mă rog, în redacție, noi având un platou deschis aici și încercăm să ținem legătura. Să știți, domnul profesor, domnul Tătaru a fost unul dintre oamenii care a fost promovat foarte tare de publicațiile noastre. Toți profesorii de la Rareș care merită suntem alături de ei și încercăm să ținem pasul. De aceea ne bucurăm că dumneavoastră veniți și spuneți apăsat aceste lucruri și arătați că Piatra Neamț are și o altă față decât cea pe care mulți o cunosc altfel.
Știți, cea care este mediatizată mai mult la nivel central și la nivel local. Vă mulțumesc tare mult și vă așteptăm cu mare drag. Vă doresc succes, să meargă bine. Veniți mâine la Poemul Statistic. Sunt foarte mulțumit de că am găsit numele ăsta. Un poem statistic. Să explic cum ronțăitorii de numere, ăsta sunt statisticienii, pot să facă poezie din ce au ei. Abia așteptăm să vă vedem. O să vă placă. Așteptăm să vă vedem, domnul profesor. Multă sănătate, drum bun și să știți că ne-ați luminat emisiunea. Vă mulțumim. Vă mulțumesc. Domnul Liviu Harbuz, ce părere aveți? Am amuțit, desigur, în prezența profesorului Mironov, nu pot să fiu decât în extaz. Așa cum ați spus, am ieșit din starea aia de depresie. Ne gândim că există și minți luminate, că mai există intelectuali, că mai există intelectualitate. Și cred că ceea ce spunea domnul profesor este foarte adevărat. Avem un segment de intelectuali în Piatra Neamț care coexistă cu realitățile. Exact. Independent și noroc care și un spirit de autoconservare, acest segment de intelectuali, încât nu pot fi afectați în demersurile lor nici măcar de actele administrative sau de atmosfera de multe ori mizeră din Piatra Neamț. Sunt foarte mândru, de altfel, de ceea ce spunea domnul Mironov, sunt mândru că sunt pietran și mă gândeam cum de-a lungul timpului oameni din Piatra Neamț, așa cum e cazul profesorului Tătaru, ne-au făcut cinste. Din păcate, puțin știu cine sunt cei din Piatra Neamț care au performat la nivel mondial, atât științific cât și din punct de vedere intelectual. Și poate ar trebui să facem mai multe emisiuni de genul ăsta în care să prezentăm... Să luăm legătura cu oameni de genul acesta. Exact, să luăm legătura cu ei, ceea ce ar fi onorant. Desigur, nu o să se uite foarte multă lume la aceste emisiuni. Le dorim... Succes. Succesuri. Să ne oprim aici. Le dorim succesuri, știți. Apropo de Târgu de Carte, după amiază, astăzi, un profesor de istorie dintr-un sat din Piatra Neamț, dintr-o comună din Piatra, din județul Neamț, lansează o carte care, vă spun cu toată responsabilitatea, este un punct, eu aș spune aproape de cotitură, în istoriografia românească. Deci un profesor ajutat de niște alți profesori lansează o carte despre Carol al II-lea, un personaj fascinant. Și eu nu spun că fascinant în bine sau în rău, un personaj fascinant. Și vine și propune această carte la Piatra Neamț, la Târgul de Carte Libris. Este unul din punctele interesante. Mâine, ați auzit ce festin va fi. Îmi pare rău că nu sunteți la Piatra Neamț mâine. Mi-a plăcut foarte mult ronțăitorii de cifre. De numere. Deci... excepțională metafora atunci când vorbim despre statistică. Mai era o dată ronțăitorii de gazete, mă rog. Da. Acum nu prea mai ce ronțăi. Exact, exact. Să testui hateri online încât ronțăi la liber. Eu vă propun să ne oprim aici. A fost prea frumoasă intervenția domnului profesor ca noi să mai vorbim. Să rămânem cu gustul ăsta. Exact, exact. Dulce acrișor. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, oricând o plăcere pentru noi. Vă dorim cele bune, sănătate, să ne vedem cu bine și să ne vedem și în studio, că mi-e dor de o interacțiune directă aici. Promit să fac toate diligențele să ajung fizic. Vă așteptăm, vă așteptăm. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea Cafeaua de dimineață de astăzi, însă n-aș vrea să închei fără să mai amintesc o dată despre un profesor, profesorul Dolel Rusu, unul dintre oamenii care a scris din primele numere ale Mesagerului ediția cealaltă și care a plecat dintre noi de curând, un om care a făcut o adevărată
muncă de apostol pe Valea Muntelui și a scos și o carte senzațională, nu atât prin modul în care este scrisă, cât prin modul în care a cules informația și a pus-o la dispoziție. Dacă vreți o comparație, să știți că poate să nu fie... Unii vor zâmbi, dar nu este așa. E cam ceea ce a făcut Goma, Paul Goma, apropo de zona Basarabiei, pentru zona Văii Muntelui. A luat și a căutat familii de pe Valea Muntelui, a intrat în arhive, oameni care au suferit după 1944 în temnițele comuniste. Cartea merită citită, ea nu prea se găsește, se cheamă Steaua Blestemată și este, pentru oricine vrea să înțeleagă ce s-a întâmplat în zona respectivă, un adevărat îndreptar. La revedere!